Ce rămâne din creația unui actor, în afară de ceea ce a înregistrat memoria contemporanilor și, câteodată, la voia hazardului, pelicula? Iată aici costumul lui George Vraca din Richard al III-lea, ultimul rol al marelui artist și, în același timp, apogeul fabuloasei sale cariere. Triumful acesta al său final, cântecul de lebădă care a fost Richard al III-lea, am semnat o memorabilă realizare care stăruie și azi în amintirea celor ce au avut fericirea să o vadă. Premiera aceea din ianuarie 1964. Pe lângă febra creatoare și emoția oricărui început, se simțea încă ceva inefabil, greu de definit. Sentimentul unei clipe de cronică trăită, presimțirea unei date care avea să se înscrie în istoria scenei românești. Regizorul Ion Shahigian dădea ultimele indicații, în timp ce, în cabina sa, actorul evoca în fața microfonului clipa când a optat pentru teatru. Tentația scenei o cunoscuse pentru prima oară, ciudat, în 1917, într-un spital de război. Venit să aline dureri, lângă patul său se opriseră Marioara Ventura și Constantin Notara. Parcă îi văd și acum. Ne spuseseră versuri. Pe urmă au pornit printre paturi. Intrau în vorbă cu fiecare din noi. A venit și rândul meu. Eram emoționat. Notara m-a întrebat cu ce mă ocup. A vrut să afle câte ceva despre ei mei de acasă, despre planurile de viitor. La teatru nu te-ai gândit niciodată? Mă întrebă Maria Ventura. La teatru? M-am minunat eu. Apoi am bânguit încurcat. N-am fost decât de vreo două ori la teatru. Iar maestru Notara mi-a mărit sânjeneală râzând cu poftă de uriaș. Nu asta te-am întrebat, a urmat Maria Ventura. Voiam să știu dacă nu te-ai gândit vreodată să devii actor. Actor eu? M-am minunat mai tare ca la început. Bine, dar pentru asta trebuie talent. Maestru a râs iar, auzindu-mi răspunsul. Dar Maria Ventura a rostit simplu și liniștit. Tocmai. Și atât de simplu și liniștit a spus ea vorba asta, încât parcă m-a înfiorat. Din ziua aceea, vecinii mei de pat sau răniții din celelalte saloane aveau de ce să se distreze. Îmi procurasem un volum din poeziile lui Eminescu și toată ziua mă străduiam să le spun mai frumos, așa cum mi se păruse mie că le rostise Notara. A nebunii Vraca, ziceau unii. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre pasări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le nece oare valurile, vânturile? De-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile. Îmi amintesc o emoție de seara când l-am văzut întâia oară de la Galeria Teatrului Național din Iași, în turneul lui cu Omul și Masca. Impactul personalității lui fascinante a fost dintre acelea care marchează viața spirituală și afectivă a unui adolescent. Ceea ce m-a sedus, m-a impresionat și mi-a impus întotdeauna în jocul lui Vraca a fost aristocrația interpretărilor sale. O aleasă distinții biruie și cucerește mereu în jocul lui. Este nucleul, este substanța umană din care pornesc și cresc în amintirea mea toate personajele cărora le-a dat viață. Această noblețe pe care George Vraca a dorit-o eroilor săi constituie însușirea care comandă, stăpânește și unifică destinele trăite de marile actori pe scenă. Chiar atunci când rolurile
îl puneau în fața scadențelor mizerabile ale existenței, când eroii interpretați de el traversau momente de destrămare și de năruire, actorii le confereau demnitate prin care ele se mântuiau și se înălțau în prețuirea noastră. Fără îndoială era un mijloc de a arăta că singura muniție inexpugnabilă a omului, punctul lui fix în glorie sau în decădere, rămâne respectul de sine.